Așadar, Giurgiu a primit miercuri vizita ministrului Remus Pricopie. Însoțit de vicepreședintele Băncii Mondiale, Laura Tuc, el a mers la școala generală numărul 10 din municipiu, acolo unde, cu bani de la Banca Mondială, a fost implementat un proiect privind programul școală după școală. Ministrul Educației a vorbit la final jurnaliștilor despre posibilitățile de dezvoltare în sectorul de învățământ cu bani de la Banca Mondială, prin fonduri structurale sau prin intermediul proiectelor europene. Așa cum declara la un moment dat și administratorul public al județului Giurgiu, Dumitru Beianu, în județul nostru ar trebui să ajungă bani europeni pentru de infrastructură la zeci de școli. Este vorba despre fonduri rămase necheltuite de la alte categorii de proiecte europene finanțabile. La rândul său, Ministrul Educației a spus că sunt șanse ca școlile să beneficieze de bani pentru dezvoltare din toate sursele de finanțare prezentate. În total, practic cu acești bani, dacă îi punem pe toți, îi adunăm pe toată perioada, din acest moment până în 2020, avem la dispoziție aproape. 800-900 spre 1 miliard de euro pentru infrastructură educațională. Iar în Giurgiu, ar trebui să mă uit în statistici ca să nu vă dau cifre exacte, dar domnul inspector general ar trebui să știe exact, Vorbim de cel puțin 40-50 de unități de învățământ. Remus Pricopi a precizat că doar prin Banca Mondială ar trebui să vină în România circa 250 de milioane de euro. Vorbim de alte peste 200 de milioane de euro fonduri europene ce ar putea fi accesate în perioada 2014-2020. Și să nu uităm de banii redistribuiți de la alte ministere rămași necheltuiți, dar tot pe proiecte europene. Toate aceste proiecte, inclusiv cel cu Banca Mondială și banii de la Comisia Europeană, vor fi acordați numai pe bază de rezultate. Adică, pe de o parte, avem grantul cu suma de bani, dar pe de altă parte trebuie să știm ce se va întâmpla cu acești bani, cum vom crește calitatea educației. Și în aceste granturi pe care le vom acorda, va exista o componentă importantă și pentru salarizarea cadrelor didactice.